Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, bun găsit. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM în aceste momente, așadar ne puteți urmări live din studioul Europa FM. Vorbim în această seară despre turism și în ce măsură mai călătorim în această perioadă. Vorbim și despre noile reguli de intrare în țară, ce impact o să aibă aceste noi reguli asupra românilor care vor să vină, de exemplu, acasă de sărbători și ne întrebăm dacă sunt măsuri utile. Sau, din potrivă, ne complică existența. Unde mai călătoriți în pandemie? Ce destinații de vacanță sunt mai sigure în acest moment? Ne întrebăm și dacă ne mai cumpărăm din timp vacanțele sau preferăm last minute, având în vedere contextul COVID. Cum? cum anume să ne planificăm concediile anul viitor. Arături de noi este antreprenorul Răzvan Pascu. Răzvan Pascu este consultant în marketing turistic. Te salut, Răzvan, bine ai venit în studioul Europa FM. Salut, mâna, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu din nou aici. Pentru început, regulile acestea noi de intrare în țară, pentru vaccinați, pentru nevaccinați, ba certificat verde, ba și certificat verde și test PCR, vorbim și de carantină, pentru cei care vin din, din țările non-UE, de exemplu, și care n-au test PCR negativ, carantină 14 zile. E, e dificil pentru oameni să consulte întreaga acea listă cu noile reguli de intrare în țară sau, domne, sunt măsuri utile și asta e? Um... <laughs> e foarte complicat răspunsul Este dificil Este dificil și să te întorci în țară E dificil și să pleci din țară mm -hmm. Pentru că oriunde te duce Găsești niște reguli Că vor fi la fel de drastice ca la noi Sau vor fi cumva ușor diferite Dar tot vor fi De exemplu ce se introduce la noi din 20 decembrie Acel formular PLF Noi îl completăm deja de vreun an de zile când mergem în alte țări Un Passenger Location Form Pe care îl completezi cu toate datele tale Și toate datele hotelului în care, la care te duci locurile în care vei merge, cumva, sincer, n-am înțeles niciodată logica lui, pentru că nu cred că nimeni vreodată stă, să, nu stă cineva să cineva să verifice de acolo. Plus că în unele țări, depinde cât sunt de dezvoltate, uneori se completează pe hârtie când, când intri în țară. Uh -huh. Deci mă îndoiesc că asta te ajută cumva să... știu eu, să te protejezi de virus dacă o completezi cu același pix pe hârtii sau pe cartoane obișnuite și cine adună hârtiile alea și ce face cu ele. Deci ce vreau să spun este că măsuri uh, poate mai drastice decât trebuie sau măsuri complicate sau măsuri fără logică s-au luat cam în toate țările lumii. Nu știu să fi ajuns într-o țară anul acesta și slavă Domnului, am călătorit foarte mult cu vreo 2000 de români uh, și să fi găsit populație mulțumită de măsurile care au fost luate acolo. Acum, asta, evident, noi vorbim de România și ne impactează mai puțin ce se întâmplă în alte țări, ne interesează ce se întâmplă aici. Și ca să răspund la întrebare, probabil că o parte dintre măsurile acestea sunt utile. Pe de altă parte, da, ne și complică existența. Acum vom vedea ce va fi în ianuarie și dacă ele vor fi prelungite, pentru că trebuie să spunem ascultătorilor că ele sunt deocamdată valabile doar până pe Așa. 8 ianuarie. Și uh, sunt destul de simple dacă ești vaccinat, se complică lucrurile dacă nu ești vaccinat. Adică dacă nu ești vaccinat, de exemplu, în afară Europei, de oriunde te întoarce, poți să să-ți faci și test că tot o să stai în carantină. Uh, asta până pe 8 ianuarie. Dacă te întorci în Europeană atunci, uh, și nu ești vaccinat, poți să scapi cu, uh, de carantină făcându-ți un test, depinde unde se află țara respectivă pe lista semafor. Puteau fi simplificate în vreun fel măsurile astea? Uh, da, cred că puteau fi simplificate și mai mult decât atât, aș zice că se putea, dacă cu adevărat te interesa, până la care e scopul? Trebuie să te gândești care e scopul acestei măsuri. Introducem aceste măsuri ca să ce? Eu zic că, introducem aceste, că ar trebui să introducem aceste măsuri ca să ținem pe români în siguranță. Și dacă vrem să ținem pe români în siguranță, trebuie să ne gândim la toate complicațiile care ar putea decurge din introducerea acestor măsuri. De exemplu, cea mai mare temere în acest moment este, a turiștilor care, sau care, celor care au planificat de vacanță, este ce se întâmplă dacă eu fac un test și ies pozitiv la destinația respectivă, la capătul lumii, în Egipt sau cine mai știe pe unde. E, aici e întrebarea și eu cred că autoritățile nu s-au gândit la asta. Adică, până la urmă, nu e tot român și omul ăla, nu e tot om. Ce facem cu el? lăsăm baltă? Cui îl lăsăm? Îl trimitem în hoteluri de carantină? Să știți că nu există în niciun stat din lume, nu există uh, carantinarea forțată pentru persoane din alte state. Cred că nici măcar pentru populația proprie, dar, minte, pentru persoane din alte state. Deci, turiștii, eu cred că sunt speriați cam degeaba că ar putea face carantină în țara respectivă dacă le este, test, dacă le este testul pozitiv. Eu cred că autoritățile române ar fi trebuit să, să zicem, dacă ar fi vrut să nu mai puteau așa chiar de grija noastră, s-ar fi trebuit să se mulțumească cu un test rapid. Și când venea în România, da, puteam să merg la un operator uh, economic românesc, plăteam banii în România pe test și făceam testul ca să nu stau în carantină. Deci asta aș fi văzut o măsură foarte bună. Uh, dacă atâta timp cât sunt acceptate testele rapide în școli, atâta timp cât Statele Unite, de exemplu, la intrarea în țară, acceptă și test rapid antigen și înțeleg că de la 1 ianuarie nici măcar nu vor mai face teste PCR, atunci noi de ce suntem mai catolici decât Papa? Ce vrem să demonstrăm? E doar o întrebare pe care o pun. Noi în continuare ne vom face călătorile, pentru că, vedeți dumneavoastră, oamenii nu se mai tem, s-au obișnuit, plus că la începutul acestui an, din februarie și până în mai, s-a călătorit în același stil, deci la fel era nevoie de test dacă veneai de oriunde din lume, dacă țara respectivă era pe lista roșie, Uh, adică inclusiv din Europa, de exemplu, dacă, dacă vrei să vii rom în România, trebuia să-ți faci test. Deci oamenii sunt cumva obișnuiți cu asta și mai ales cei care călătoresc. Și aș vrea să vă mai spun un lucru. Eu mă uit și la grupurile mele de turiști, majoritatea celor care călătoresc în această perioadă și văd și în aeroport otopeni când mm -hmm. mă întorc. Uh, există două culoare acolo, unul pentru vaccinați și cei pentru cel pentru nevaccinați. Pe cel pentru nevaccinați sunt foarte puțini oameni. Adică majoritatea celor care călătoresc, probabil 85-90%, sunt vaccinați. Media celor uh, vaccinați în rândul celor care călătoresc este mult mai mare decât media națională. Adică oamenii care uh, au avut de gând să se vaccineze s-au vaccinat, ceilalți treaba lor um, și cumva, chiar dacă s-au vaccinat, și-au asumat că mai apar tot felul de chestii de la o lună la alta. Adică inclusiv testări. Noi am făcut testări anul acesta, slavă Domnului, și în și ca să ne întoarcem în România și ca să intrăm în țara respectivă, de exemplu, în Iordania. Iordania cerea în aprilie când am fost uh, testare COVID la plecarea din România și încă una la sosire pe aeroport acolo. Uh -huh. Apoi în septembrie când am fost a doua oară, nu mai cerea nu mai cerea testul, pozitiv, testul negativ la plecarea de România, dar nu se mai, mai făceau test la sosire acolo. Deci regulile astea s-au tot modificat de la o țară la alta. Sau Tanzania, o țară care a fost foarte relaxată o bună perioadă a acestei pandemii, acum din a doua jumătate a anului cere test COVID și la sosire și se mai face unul Îți mai făcea unul, că l-au scos de vreo două săptămâni și la uh, sosirea în țară. Eu doar ce m-am întors din Zanzibar și în Tanzania și am fost la safari și în Zanzibar cu vreo sută și ceva de turiști, cu mai multe grupuri. Ce vreau să vă spun este că oamenii călătoresc. Și în această perioadă pentru noi a fost cel mai bun an ever. Adică am călătorit mai mult decât uh, uh, niciodată, însă cu foarte multă bătaie de cap, cu foarte multe situații care au. Uh, a apărut de la o zi la alta, cu modificări de legislație care au apărut de la o zi la alta, atât în România cât și în țările de destinație, cu stres, cu bătaia de cap, cu turiști care mi-au ieșit fals pozitiv la destinație, când ne-a trebuit să ne testăm și. A trebuit uh, să. erau fals pozitiv. Eu, de exemplu, umblu după mine cu teste rapide. Deci nu vreau să pun pe nimeni în pericol. L-am testat pe omul ăla încă de două ori, nu avea niciun simptom, era și vaccinat, era clar că era fals pozitiv. Și atunci m-am luptat cât am putut de mult cu partenerii locali să refacă proba. I-a mai făcut un test, aici a ieșit negativ. I-a mai refăcut proba, a ieșit negativ. Deci, uh, situații de genul acesta pot apărea și, din păcate, unii se tem. Uh, îi văd așa de multe ori pe români că sunt destul de sperioși, nu neapărat. Poate nu e cuvântul corect. Că nu se descurcă? În afară nu neapărat că nu se descurcă, dar sunt panicoși, nu sperioși, asta e cuvântul. Sunt panicoși. Deci oamenii, dar am observat că românii își fac foarte multe filme înainte să se întâmple lucrurile. <laughs> și mereu le spun ok, haideți să fim calculați, calmi, pentru că dacă rămânem fără să intrăm în panică și rămânem calmi, putem să judecăm logic. Și dacă se întâmplă ceva, hai să așteptăm momentul acela în care se întâmplă și, și vedem atunci să ne ce, soluție, ce avem. soluție avem. Da. Și încă o dată, vreau să vă repet lucrul acesta și să-l rețină toată lumea. Nici o țară din lume nu are drept de carantină asupra unui turist străin. Știu că -au, au mai fost situații de genul acesta, dar nu guvernul țării respective a luat decizia, ci hotelul, de exemplu. Și au fost abuzuri, de toate, abuzuri peste tot în lume. De exemplu, mi-aduc aminte când eram în Maldive prin februarie, era un turist din Israel care stătea acolo de o lună jumate. De ce? Pentru că după două săptămâni de vacanță s-a testat aici pozitiv, a stat două săptămâni la carantinat hotelul, că nici măcar nu i-a dat rezultatul scris, i-a zi, ești pozitiv. Ok, l-au crezut, poate chiar era. După două săptămâni l-a testat, i-a testat toată familia și fetița aici pozitivă. A mai stat încă două săptămâni. Dar el nu era obligat să stea acolo. El putea să plece la el acasă, pentru că nu putea niciun guvern, al, cum, cum spuneam, al unei țări, să-l țină forțat acolo. Acum, evident, e o chestiune de etică ce faci? Te urci în avion dacă știi că ești pozitiv sau nu? Pe de altă parte vă întreb altceva. România, în momentul acesta, deși a impus această condiție acum cu testarea înainte de întoarcerea în țară, hai să zicem că ești pozitiv. Cum spuneam eu, o chestiune de etică. Ce faci? Te carantinezi acolo pe banii tăi într-un hotel de 5 stele, să spunem, sau pe banii statului respectiv, în funcție de cât de dezvoltat este sistemul sanitar sau nu, poți să stai într-o uh, Dughe, sau, da, sau într-un ceva mai dezvoltat, sau te întorci acasă, îți pui o mască și te carantinezi la tine acasă. Pentru că ai fi putut să nu te testezi, n-ai fi știut că ești pozitiv și te-ai fi dus cu același avion acasă și poate că era mai puțin responsabil față de ceilalți. Ce vreau să spun este că nu cred că există o soluție uh, uh, foarte corectă așa pe care o putem să spunem asta trebuie făcut și asta trebuie să faci. România nu solicită acest test COVID la îmbarcare ci efectiv la intrarea în țară, în România. Prin urmare, dacă e să judecăm așa, tu poți să ți faci un test acolo, în țara respectivă, să spune că te întorci, nu știu, din Seychelles, mm -hmm. ești pozitiv, dar te poți urca în avion. România nu impune să nu te urci în avion. Din nou, spuneam că e o chestiune de etică. Ce faci? Te urci, ai grijă de ceilalți sau nu? Dar cred că, știți, asta e doar începutul. Cred că cu asta ne vom, ne vom lovi de probleme de genul acesta probleme logistice, zic eu, mm -hmm. un an, doi, trei de acum încolo. În momentul acesta, noi vorbim de destinații sigure? Vă întreabă turiștii, Dumnezeu, unde e mai sigur să mă duc în vacanță? Mă întreabă, mai ales presa mă întreabă, și nu știu niciodată să-i răspund, <laughs> pentru că aș minți pentru că să nu spun că nu o destinație existe. este sigură. Nu, nici român... au fost multe perioade, vă spun cu toată sinceritatea anul acesta, când am considerat că România nu e sigură. Și am plecat cu turiștii mei, abia așteptam să plec din țară pentru că mă simțeam mai în siguranță. Pe de altă parte, de fiecare dată când călătorești, ești un pic mai atent. Primul rând că, de exemplu, noi avem și anumite reguli. Când mergem în excursii de grup, asta a fost regula mea de la început, facem aceste călătorii de grup chiar și anul acesta în pandemie, dar regula este chiar dacă țara de destinație nu cere testare COVID, eu cer. Mm -hmm. Vrei să călătorești cu grupurile noastre, atunci te testezi. Și toată lumea știam că s-a testat. Am avut turiști care au ieșit pozitivi înainte de plecare. Și aici intervin asigurările de călătorie și asigurările Storno, ca recomandare pentru toată lumea ar fi bine să-și facă astfel de asigurări, chiar dacă costă un pic mai mult decât costau înainte. Dar te scutesc de o mare bătaie de cap. Odată dacă te îmbolnăvești la destinație, inclusiv de COVID, sau dacă ți se prelungește sau scurtează călătoria, poți să primești niște bani de la compania de asigurări, dar aici și asigurare Storno cu clauză COVID înainte să pleci din țară. Prin urmare, am avut, vă spun, cazuri în care o excursie, nu știu, de 4.000 de euro, să spunem, de persoană, o familie, dintr-o familie mi-a ieșit un turist pozitiv, dar ei veneau 4 sau 5. Mm -hmm. Și n-au mai venit niciunul. Compania de asigurări a plătit până la 20.000 de euro, am văzut cu ochii mei. Deci, în situația, și mă rog la Dumnezeu, companiile astea de asigurări să susțină în continuare aceste produse. Deci, cred că este un produs util, ne dorim cu toții să nu-l folosim, să fie ca un casco la mașină. Plătești casco la mașină, dar îți dorești până la urmă să nu faci accident, da. că doar nu prea ești nebun. Nu? Uh -huh. uh, ca banii aia să-i fi dat degeaba. Cam așa funcționează și asigurarea de călătorie. Dar aș recomanda tuturor în perioada aceasta să-și să facă această asigurare de călătorie. Și apoi, cred că, deci am zis două lucruri până acum. Odată, să te testezi și de preferat tot grupul cu care pleci să fie testat. Apoi, să-ți faci o asigurare de călătorie ca să-ți mai iei de pe cap o, grijile. Și apoi, foarte important, și destinația pe care o alegi. Și nu a zice neapărat că e mai sigură sau mai puțin sigură. Dar eu, de exemplu, ce am preferat anul acesta a fost să venim către clienți cu propuneri de destinații legate de natură. Mai mult. Și asta nu doar pentru că uh, mi se pare că e mai sigur și este evident mai sigur să stai în natură, dar uh, uh, și inclusiv da, din pricina faptului că dacă cumva ar putea apărea niște restricții la destinație, ele nu, are, nu ar avea cum să te afecteze prea mult dacă tu uh, ai o excursie care e legată de natură. Dacă ai o excursie în care trebuie să vizitezi 10 muzee într-o zi, în spații, atunci, în spații închise, atunci e posibil ca o parte din excursia ta să fie afectată. Și în general au fost destinații din afara Europei în care oamenii nu sunt chiar așa de stresat cum suntem noi în Europa. Mie mi se pare, asta e punctul meu de vedere, poate unii nu sunt de acord, dar mie mi se pare că Europa nu a gestionat bine pandemia. Și mi se pare că sunt țări în, în lume care au gestionat mai bine. Au reușit să nici să nu moară de foame, nici să nu se închidă, uh, oamenii să reușească să, să, să călătorească în continuare și să-și să -și aibă o activitate economică și totuși să aibă un număr moderat de cazuri. Unde, unde anume? Uh, am putea spune, de exemplu, nordul Europei este un exemplu în această privință. Dar oriunde în afara Europei lucrurile au funcționat mai bine, cel puțin anul acesta. De exemplu, în Mexic, care a început foarte prost, cazurile la începutul pandemiei erau, erau îngrozitoare acolo, foarte multe. Dar poate și din pricina faptului că s-au speriat foarte mult, oamenii aceia au început să se vaccineze. Și acum aproape 100 de milioane de mexicani sunt vaccinați. În Statele Unite cam aceeași poveste. A început foarte prost, au fost multe cazuri, au fost uh, multe suferințe acolo, dar oamenii s-au vaccinat. Și în California, de exemplu, când am fost cu la fel pe coasta de vest asta vară, am fost la sfârșitul lui august la fel cu un grup de turiști, a fost primul loc în care eu, când am să intru într-un restaurant, trebuia să arăt certificatul COVID. Uh, mi se părea ciudat, dar până la urmă am acceptat chestia asta. Și apoi, după câteva luni, s-a implementat și în Europa, și în România, și așa mai departe. Nu cred că există vreo țară care să fi luat vreo decizie uh, perfectă dar depinde foarte mult de destinație. De exemplu, cum am fost acum două săptămâni uh, cu turiștii la safari în Tanzania, acolo care e riscul? Stai cu doar șase turiști în mașină, aceia sunt testați, de multe ori sunt prietenii tăi sau familia ta și te întâlnești 5 zile doar cu animale sălbatice, că ești în mijlocul parcului național. Apoi te duci în Zanzibar la plajă. Deci să iei COVID, practic, cred că trebuie să-l cauți destul de bine ca să-l iei. Acum, pe de altă parte, există și orașe aglomerate. Dacă ajungi în Dar es Salaam, care are 16 milioane de locuitori, sau Mexico City cu 24 de milioane de locuitori, atunci, da, riscurile sunt mult mai mari. Dar dacă te duci în peninsula Yucatan, de exemplu, în Mexic și stai la plajă, n-aș vedea un risc. Și am mai văzut că la începutul pandemiei multă lume se temea de călătoria cu avionul. Eu vă spun cu toată sinceritatea, în primul rând, vă dau exemplu personal. Am călătorit, cred că, cu vreo 80 de zboruri numai anul acesta. Poate chiar mai mult de 80 de zboruri. Uh, M-am vaccinat, am trei doze, dar nu am făcut COVID-ul la începutul acestei pandemii. eu nu am fost bolnav. Uh, prin numare, și-am călătorit foarte mult cu avionul și am și schimbat hoteluri foarte mult. Am fost atent, de exemplu, mi-am luat locuri mai bune în avion, să nu stau uh, cu foarte... De exemplu, dacă se putea, uh, nu știu, la un loc mai în față, l-am rezervat da. pe acela. Sau am călătorit cu zborul de linie, unde de obicei am observat că față de zborurile locos, oamenii nu prea scot măștile. Și așa mai departe. Și am ținut cont de niște reguli de asta de bun simț, dar mie mi se pare că ești mai în siguranță, de exemplu, în, aerop în avion decât în aeroport. Pentru că aerul acela, conform tuturor studiilor, se recirculă la fiecare 3 sau 5 minute, el se recirculă, se curăță aerul respectiv. Trebuie să fii foarte, foarte ghinionist. Poate ca, nu știu, vecinul de scaun să da. fie pozitiv, să-și dea și masca jos, să stușească în față și așa mai departe. Le transmitem ascultătorilor noștri că pot intra în direct cu noi. Dacă vreți să ne spuneți ce destinații de vacanță preferați sau dacă aveți temeri în legătură cu călătoriile voastre și aveți nevoie de recomandările lui Răzvan Pascu, haideți în direct cu noi. 0372069599. este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a fi alături de noi. Ne întrebăm dacă ne mai cumpărăm vacanță din timp. De exemplu, de acum sau de prin ianuarie pentru la vară, sau preferăm last minute? A fost și așa și așa. Depinde din nou de destinație. Dacă vorbim de destinații mai apropiate, am observat că s-a rezervat foarte mult last minute. Sau, de exemplu, când era în primăvară, erau cazuri foarte multe în România, nimeni nu mai rezerva vacanțe și toată lumea pentru vară a așteptat vacanțele last minute și le au rezervat last minute. Asta însemnând și asumarea faptului că ai putea să ți le iei mult mai scump. Uh -huh. Chiar dacă sunt la asminete, lucrurile s-au schimbat complet în turism. Pe de altă parte, dacă vorbim de vacanțe îndepărtate, eu observ ce se întâmplă pe rezervări, văd concret rezervările că le convin și văd că lumea rezervă inclusiv pentru august, inclusiv pentru septembrie, inclusiv pentru sfârșitul primăverii, deci se rezervă foarte mult. Pentru că cumva, probabil că, în primul rând, oamenii aceștia au mai călătorit în toată această perioadă și se gândesc că lucrurile cât de cât vor fi mai bune. Și dacă nu vor fi mai bune, repet, au asigurarea de călătorie, au cumva un, uh, un ceva, un cârlic de siguranță și uh, se gândesc că și dacă nu o să se facă destinația respectivă, lucrurile nu mai sunt ca la începutul pandemiei, când pe toată lumea lua luat prin surprindere, companiile aeriene nu au dat bani înapoi, agențiile de turism nu aveau ce să dea înapoi că plătiseră hotelurile mm. deja în străinătate. Acum lucrurile sunt total diferite. Clauzele în rezervările turistice sunt mult mai relaxate și de multe ori se poate... Uh, anulase, sau nu-ți primești banii înapoi, dar măcar poți să-i muți pe altă vacanță, adică există înțelegere din, din punctul ăsta de vedere. Uh, ca să termin răspunsul la întrebare, și și. Deci văd uh, acum, de exemplu, în perioada aceasta se rezervă foarte mult pentru România. Sunt convins că de, de sărbători o să aveți o grămadă de știri cât de aglomerate pe Valea Prahovei, și cât de mult se va călători în România, sunt absolut convins de asta. Am spus-o de acum două, trei luni de zile și le-am spus oamenilor la toate intervențiile mele. Nu lăsați pe ultima clipă, că o să cumpărați foarte scump. Și mulți n-au cumpărat la timp. Au cumpărat acum și o să cumpere mai scump. Pe de altă parte, dacă te duci și vorbești cu hotelierii de pe în special de la munte, o să vedeți că hotelurile sunt aproape pline deja și pensiunile. Și atunci se va rezerva în continuare la minute pentru perioada aceasta sărbătorilor. Cred că se va călători mai puțin decât se făcea înainte în destinații de city break în Europa, pentru că, de exemplu, de Revelion se călătorea foarte mult în city break-uri. Multă lume prefera să fie pe stradă, într-un oraș mare, să vadă focuri de artificii, și așa mai departe. Acum, că nu s-a știut ce se mai întâmplă cu târgurile de Crăciun, se mai închid, se mai deschid, mai apar restricții, nu mai apar, cum a fost la Viena cu lockdown-ul acela în care totul era paralizat. Mulți și-au amânat vacanțele și și-au amânat și parțial vacanțele deschide. Cred că din ianuarie încolo vor reîncepe să-și refacă rezervările la ski. Iar la începutul acestui an, tocmai pentru că Europa era închisă și nu se putea călători la ski, foarte mulți au călătorit în destinații exotice și doar câteva erau deschise. De aceea, românii, probabil că vă amintiți cum era naționalitatea numărul 5 în Maldive, dar asta a fost un, doar o, o chestiune de conjunctură, pentru că britanicii, olandezii, germanii erau în lockdown, nu călătoreau, noi puteam călători, și, dar în schimb nu puteam călători în Europa. Era situația oarecum asemănătoare da. cu cea de acum. De aceea e ca un deja vu pentru mine. Și povestea asta cu Africa de Sud Am mai trăit-o acum un an de zile Aceeași poveste, când era pusă pe listă Deși nu aveau multe cazuri, doar pentru că venea de acolo O tulpină Cei de acolo când i-am fost în Africa de Sud Într-o călătorie cu un grup de turiști Anul acesta în mai, și în Zimbabwe, și în Zambia Am fost Adică astea care sunt acum pe listă și ne temem toți de ele Și, de exemplu, când vorbești Cu cei din Africa de, de Sud Ei spun așa, că noi suntem cea mai dezvoltată țară Din punct de vedere sanitar din Africa avem suntem singura țară care are capacitatea să structureze genomul și uh, deși această tulpină a fost întâlnită și în Hong Kong și în Singapore și în 30 și ceva de țări din lume, noi am fost primii care am descoperit această nouă tulpină. Și atunci ne puneți pe noi la zid, doar mm -hmm. pentru și spuneți numiți tulpina Africa de Sud, doar pentru faptul că noi suntem primii care am descoperit o că suntem da. buni. Și ei spun că e a doua oară când li se întâmplă asta și cumva tinsele dai dreptate. Eu am fost acolo și am văzut cu ochii mei, adică lucrurile erau cel puțin din punct de vedere turistic, erau super ok. Și e bine pentru turiști să călătorească în perioada aceasta, pentru că nu e foarte aglomerat. Și la hoteluri de 5 stele s-ar putea să găsești niște prețuri mult mm -hmm. mai decente decât erau înainte. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Antreprenorul Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic, este alături de noi, așadar dacă aveți întrebări, vă așteptăm în direct. Ni se alătură Daniel acum. Te salutăm, Daniel! sărut bună seara. De la Bacău vă sun și aș vrea să-l deranjez pe domnul Pascu cu o întrebare. Eu sunt un operator de transport, mă rog, mai micuț, așa. În condițiile în care eu și angajații suntem vaccinați, dar efectuăm curse regulate de transport marfă în și în special mă refer la Ucraina, Moldova, nu sunt curse foarte lungi, ca și durată, ele nu durează mult. Suntem vaccinați, ni s-a impus acum, conform nouă ultimei hotărâri a Guvernului, testarea la revenirea în țară. Întrebarea este, cum vi se pare această măsură legat de faptul de a încuraja și a descuraja procesul de vaccinare? Dacă e o măsură bună sau Mul nu, ne, ne întreabă Daniel. Mulțumesc pentru întrebare. Din păcate, mi-aș dori să pot da un răspuns care să fie apropiat de realitate. O să vă spun doar ce cred eu. În primul rând, din ce știu, transportatorii sunt excluși. Adică există anumite excluderi în această lege, copiii sub 12 ani, diplomații, transportatorii, cei care au case foarte aproape de graniță și așa mai departe, ce există niște exclude. Și cred că și n-ar trebui să se testeze, dacă mi-amintesc bine, așa este legislația și credeți-mă că am cam devenit expert în legislația și aceste modificări. Pe de altă parte, da, cred că aceste măsuri nu încurajează deloc vaccinarea și aici îmi pun și eu un semn de întrebare de ce s-a decis asta ok, știți cum e pe de altă parte, niciodată nu știi care, care e varianta adică după război știți cum e, mulți sunt deștepți uh, nu știm niciodată înainte, așa cum și acum dacă dau timp înapoi și mă gândesc că de paște anul trecut am stat în casă când erau 300 de cazuri în toată țara și erau taburile pe străzi, n-am să uit niciodată imaginea aia dar pe de altă parte atunci consideram că e bine ce ni se întâmplă uh, nu știu să vă răspund. Mi-aș dori să pot răspunde la această întrebare. Cert este că dacă ar fi să răspund doar la partea de vaccinare, nu, nu cred că încurajează vaccinarea și aici cred că ar trebui un pic regândită. Cred că ideea aceasta cu despre care se discută acum cu eliberarea certificatului verde chiar și după prima doză, cred că este una bună. Asta va încuraja poate vaccinarea. Și de asemenea, am văzut că se discută despre testele rapide, exact ce spuneam, să fie și ele acceptate, așa cum cea mai puternică țară a lumii uh, acceptă. Dar dacă acceptă Statele Unite, probabil că în, și CDC-ul din Statele Unite, care e foarte dur uh, cu toate companiile farmaceutice și așa mai departe, cred că putem să acceptăm și noi să nu mai facem pe... să fim mai catolici decât Papa cum, cum e cu vaccinarea Răzvan Pascu în alte țări în care ai fost și în care procesul mergea mult mai bine decât în România? De ce se poate în altă parte și la noi nu? Depinde, din nou, depinde foarte mult de țară. Dacă vorbim de Statele Unite, acolo, cum spuneam și în Mexica aceeași poveste, cred că au văzut prin ce pot trece și cât de gravă e situația și au început să se vaccineze, poate inclusiv de teamă, de frică, de au vrut să scape. Plus că, cum sunt izraelienii, sunt genul de nație, ca și americanii, care sunt născuți învingători, ei întotdeauna au, sau supraviețuitori mai degrabă, mm -hmm. întotdeauna au trebuit să se descurce cumva. Uh, și cred că asta a fost uh, e în gena lor să caute soluții, să se descurce. În alte țări, cum sunt cele cu regim cumva mai autoritar, cum sunt țările din Golf, de exemplu, am o prietenă în Dubai, am fost acum vreo lună jumate acolo și întrebam cum de s-au vaccinat 98% din populație, ce este incredibil. Dubaiul fiind un emirat și în general țările de Emiratele Arabe Unite au gestionat foarte bine pandemia în perioada aceasta. Și au zis, cum să se vaccineze? A ieșit cu la televizor și a spus, vaccinați-vă. Și asta s-a întâmplat. Deci, într-adevăr, în țări de genul acesta, unde regimul este oarecum mai autocrat, dar eu un, un conducător cât de cât mai iluminat și nu ce-am avut noi, atunci a funcționat și din punctul acesta de vedere. Pe de altă parte, în țările insulare și în general tot ce este așa unde legislația e acolo, dar nu trebuie neapărat respectată, Uh, și aici sunt multe cazuri, uh, nici acolo oamenii nu s-au vaccinat. Și mai sunt alte țări în care foarte mulți oameni care lucrează în turism s-au vaccinat. Uh, s-au vaccinat inclusiv din nevoia de a deschide țara respectivă. Adică după ce, de exemplu, ai ținut uh, Seychelles închis un an și ceva, după ce ai ținut Mauritius închis un an și jumătate, uh, uh, credeți-mă, toți oamenii care lucrează în turism în țara respectivă s-au vaccinat inclusiv din nevoia de a lucra cu parteneri care le solicitau să fie vaccinați. Acum, din nou, nu știu dacă e etic, nu e etic, chiar nu, adică eu nu sunt om politic ca să răspund la aceste întrebări. Eu vă spun doar care este situația și până la urmă fiecare decide pentru el dacă e ok sau nu să vaccineze. Eu am mai spus -o, în mai multe intervenții în, ultima, în ultimele săptămâni, mi se pare greșit, complet, să gândești de genul mă vaccinez ca să călătoresc. Sincer, nu aș recomanda nimănui. Nu, dacă doar de asta te vaccinezi, mai bine nu o face. fă -o pentru tine, pentru sănătatea ta, fă-o, ai încredere în știință, fă-o, ai încredere că uh, omenirea a ajuns în anul 2021 uh, doar pentru că, sau inclusiv pentru că au fost inventate vaccinuri și oamenii de știință și-au frecat uh, coatele pe băncile facultăților și așa mai departe. Dacă tu crezi pe altul care scrie pe Facebook, atunci eu nu am nimic de spus. Nu știu ce le spune celor care ți-ar ți -ar zice, Dumnezeule, nu vreau să mai călătoresc în perioada asta pentru că mi-e frică. Mi-e teamă. Uh, Le-a spune așa, fa să facă ce simt. Eu nu mai vreau să conving pe nimeni, sau de fapt nu am, nu știu dacă am vrut vreodată să conving pe cineva să facă ceva ce nu simte să facă. Uh, dacă simți că-ți este frică să călătorești în perioada aceasta, fie că nu, nu călătorești, fie călătorești în România că nu o să mori. Mm o să găsești locuri frumoase. Vă mai spun un lucru, mai sunt părinții care vor să călătorească cu copiii și uneori se gândesc să călătorească foarte departe. Un copil de 2-3 ani, sau chiar și mai mare, prea puțin îi pasă dacă îl duci la cel mai frumos nisip din Seychelles sau din Oceanul Indian, orice insulă din Oceanul Indian, sau dacă îl duci la Marea Neagră, dacă e cu mama, aia tot ce contează pentru el. Deci a, a zice că de multe ori problemele astea ne le generăm singuri, și ne facem o grămadă de, uh, cum spuneam, filme așa în cap mm -hmm. și uh, ne complicăm viața singuri, voit. Uh, a zice să facă așadar ce simt ei. Dacă simt că le este frică să, lă, să călătorească, mai ales departe, să nu o facă, pentru că altfel vor sta stresați. Și o vacanță trebuie să fie despre bucurie, despre uh, orice altceva, dar nu stres, trebuie să fie despre relaxare, trebuie să fie despre a te simți bine și a te întoarce cu niște amintiri unice. Și dacă te duci într-o țară doar ca să bifezi niște lucruri și nu te duci ca să trăiești experiențe, atunci mai bine nu te mai duce. Iar dacă simți că în această perioadă nu e de trăit experiențe, să zicem, da? să te, nu știu, să intri printre locali nici să habar n-am. Eu am fost în Mexic, de exemplu, inclusiv acum la sfârșitul lui octombrie, am fost de trei ore anul ăsta. Și la sfârșitul octombrie am fost la Dia de los Muertos, o sărbătoare care uh, cinstește morții, uh, dar într-un stil aparte, așa cum au capacitatea să o facă mereu mexicanii, și anume o sărbătoare tristă la, la bază, dar o sărbătoare devenită veselă, colorată divers, așa cum sunt mexicani. Și acolo, vă dați seama, erau foarte mulți mexicani care sunt 130 de milioane în toată țara, dar și foarte, foarte mulți turiști. Erau mii, zeci de mii de oameni pe stradă. Eu am zis că dacă nu iau COVID, atunci înseamnă că nu există covid -ul. Deci, ce vă să vă zic? Am călătorit, am aceste experiențe, dar pe de altă parte, înainte să mă vaccinez în luna aprilie, am fost și foarte stresat. Și, și am să vă dau un exemplu și am mai spus asta într-o emisiune și chiar dacă cineva o să râde de mine, eu tot vreau să spun. Uh, la începutul acestui an, înainte să fiu vaccinat, când călătoream și mi-era foarte frică în continuare de acest virus, uh, mi-aduc aminte că mergeam, când stăteam în hotelurile de plajă, să zicem, unde erau foarte mulți oameni, sute sau mii de oameni în resortul respectiv și stăteam și mai mult timp. A fost o perioadă în care pe ușă îmi puneam semnul cu Dunat Disturb, deci nu intra în camera mea, Astfel încât camerista să nu intre și să nu facă curat. Asta a fost modul meu de a mă proteja, inclusiv mai degrabă, de psihic, că poate nu m-aș fi îmbolnăvit de la camerista care s-ar fi îmbolnăvit de la un alt turist și ar fi tușit la mine pe așternuturi sau în fine. Dar pentru mine, psihic, m-a ajutat chestia asta. Și mi-am găsit tot felul de metode astfel încât să nu renunț la pasiunea pentru a călători, dar. Să o fac într-un mod prudent, cum spuneam. Și am dat câteva exemple. Și anul viitor cum va fi? Tot așa? Sau ne adaptăm de așa natură încât economiile o să meargă mai bine? O să trăim cu Covidul pur și simplu. Turismul va merge mai bine? Eu sunt absolut convins că vom trăi cu covid și vom începe să ne obișnuim cu el. Nu cred că va dispărea peste noapte. Sau dacă va dispărea, poate că va mai apărea un alt val. Nu e treaba mea să uh, analizez de ce, cum și ce vin și ce e în spate și de unde vine și dacă e laborator și dacă a fost creat de cineva și dacă companiile farmaceutice au vreun interes sau nu. Nu despre asta. Am putea să continuăm așa și n-arjungem da. la niciun rezultat. Eu ce spun este că eu cred că se va călători mult mai mult decât anul, anul acesta și anul acesta a fost totuși unul bun. Amintiți-vă, asta vară cum, inclusiv la știrile dumneavoastră, prezentați cum uh, 200.000 de oameni erau pe litoral săteau om lângă om și mm. n-a mai făcut nimeni COVID în perioada aceea, probabil că va trebui să ne ferim atunci când vor începe să apară din nou aceste valuri, probabil că ne vom revaccina și cine știe cum va fi, ne vom face teste, ne vom obișnui cu ele, inclusiv că le vom include în costul călătoriei și vom fi obișnuiți că trebuie să plătim niște bani în plus, dar cred că în continuare se va călători foarte mult pentru că este în gena noastră să călătorim și oamenii nu călătoresc de când a inventat Thomas Cook o agenție de turism la sfârșitul 1800 în Egipt, ci călătoresc de la începutul umanității, pentru că de asta suntem atât de mulți pe toată planeta, pentru că oamenii au călătorit în permanență și când mergem în uh, Dubai, poate că undeva pe la ieșire acolo este un mall, se numește Ibn Batuta. Iubnul Batut a fost unul dintre acei călători, un fel de Gulliver modern, să zicem, da? Uh, și un om care a călătorit foarte mult. Și astfel de oameni au călătorit, au descoperit noi insule, au descoperit noi regiuni, uh, popoare și așa mai departe. Deci este în gena noastră a oamenilor să călătorim. Până că adică emisiunea se încheie acum, și așa că poate că ultima frază pe care aș vrea să o spun este că, uh, repet, călătorile trebuie să fie ceva legat, uh, să, să fie o chestiune pozitivă. De la plecare, până la întoarcere. Inclusiv pregătirea pentru o călătorie nu trebuie să fie cu stres. Dacă tu te stresezi să faci bagajul, ai uitat nu știu ce, faci punca de medicamente, îți iei mai multe medicamente decât ai, ai avut vreodată în casă, în caz că te-ai putea îmbolnăvi. Mai lasă lucrurile să se întâmple, că numai 0,0001% se îmbolnăvesc și vezi ce să vezi, că există mm -hmm. în toate țările lumii farmacii și poți să cumperi medicamente și nu o să se întâmple nimic dacă o să uiți ceva acasă, nu o să se întâmple nimic dacă, uh, nu știu, uh, ai, ai uitat să spui ceva în diamantan și așa mai departe. Le-aș recomanda românilor să nu mai fie atât de stresați, să nu mai plece stresați în călătorii să de preferă să înceapă să aibă încredere în cei cu care călătoresc, să-și aleagă parteneri de încredere, dar mai degrabă acolo să, să se pregătească puțin în avans, dar să se bucure de călătoria în sine. De foarte multe ori am senzația... Că oamenii se bucură doar atunci când revin și se uită pe poze. <laughs> nu se bucură... Sau atunci când e pe final? Da, sau pe final când se relaxează, se gândesc poate că nimic nu s-ar mai putea întâmpla sau foarte puține. Aș vrea să se bucure de experiență, pentru că sunt alții care nu au această posibilitate să ajungă la capătul lumii și să uh, descopere aceste lucruri și cred că Uh, cum spuneam de mai multe ori că în, la sfârșitul vieții, dacă tragem așa o linie, nu rămâi nici cu ce ai bifat, nici cu cât ai adunat în conturi, nici cu câte case și mașini ai adunat, ci cu experiențele pe care le-ai trăit. Și de preferat ele să fie pozitive. Nu e așa că mai vii? Cu mare drag mai vin și mi-aș dori să vin și să vorbim și într-o perioadă în care să nu mai avem toate aceste griji și dacă și cu aceste întrebări, cu ce facem, ce se întâmplă, ci pur și simplu să prezentăm destinații și să vorbim despre lumea asta minunată și frumoasă tocmai prin prisma faptului că e atât de diversă. Pentru de că lumea asta este atât de frumoasă tocmai pentru că oamenii sunt atât de diferiți. Și dacă mergem într-o altă țară la capătul lumii și mergem să mâncăm tot cartofi prăjiți cu șnițel de pui, mai bine nu mai mergem. Mai bine să încercăm mâncare locală. Cu altă ocazie în studio. Europa FM. Mulțumim foarte mult, Răzvan Pascu a fost alături de noi. Mulțumim tare mult pentru prezență. Ne revedem, ne reauzim după sărbători. Sănătate tuturor! Nu plecați, urmează știrile Europa FM. Numai bine! Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.